Hai să vorbim un pic și despre bani. Adrian Mănuțiu a venit alături de noi pentru că el este mai priceput decât noi. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața, domnule! Neața, neața, Dani! Vorbim despre bani pentru că cred că sunt câteva lucruri pe care le putem spune celor care ne urmăresc. Mulți se ascund în spatele faptului că poate n-au suficient, că nu consideră ei, că nu câștigă suficient, că n-au suficienți bani să pună deoparte sau să investească. Cred că astăzi, în câteva minute, împreună îi putem convinge că cu doar 250, 500 sau 750 de lei pe lună se pot face niște lucruri foarte interesante, dacă ai răbdare. Abia aștept. Vreau să-mi spui ce se întâmplă cu euro și cât de grav va fi în curând, pentru că așa, dacă avem un maxim istoric o zi, două, poate nu e foc. Bine, fluctuațiile sunt mici, o să ajungem și la euro, dar surprinzător aș începe cu aurul, o chestie care există de foarte mult timp. Lumea uneori tinde să stea departe de aur pentru că se gândește, mamă, e foarte scump, cum îl cumpăr, trebuie să mă duc la piață, la bijutier, îl negociez. Nu, există aur bancar. Da. Sunt multe bănci care cumpără și unde te poți baza pe fracții. Adică, domnule, luna asta am 500 de lei, aș vrea să văd cât aur pot să cumpăr de 500 de lei. Și atunci poți să investești chiar puțin bani. E, cred că, cel mai sigur plasament. Nu e neapărat o investiție, te ferește de inflație, te ferește de devalorizare. Și uite de ce am ales să vorbim acum despre doi soldați, un soldat roman, acum 2000 de ani, și un soldat american astăzi. În aur, ambii câștigau 300 de grame pe an, respectiv câștigă 300 de grame pe an. Salariul lor de bază, undeva în jur de 18-20 de mii de dolari american, în valoarea de astăzi, era și ce câștiga un soldat american. Iată, 2000 de ani nu s-a întâmplat nimic. Ne putem referi apoi la case, la echipamentele pe care le poartă. În aur, deci transformat în grame, un echipament reprezintă undeva la 15 grame de aur. Deci vedem că în timp lucrul nu s-a schimbat absolut deloc. Asta înseamnă că și peste 50 de ani, și peste 100 de ani, pentru că e finit, pentru că nimeni nu-l mai fabrică, pentru că cantitatea pe care o avem la dispoziție nu e foarte mare, aurul își păstrează valoarea. E probabil cea mai bună protecție în timp de inflație, de devalorizări. Știi că ne facem speculații. Crește euro, scade euro. Crește dolarul, scade dolarul. Uite, mizați pe aur. E o chestie sigură. Nu e un câștig fantastic, dar e o chestiune sigură. Și ca în orice, acolo unde riști mai puțin și câștigul e mai mic, dar sigur nu-i vei pierde. O chestie pe care am încercat-o și eu, mi-am fript degetele tare de tot, sunt criptomonedele. Celebrele criptomonede. E un carusel. Am ales să compar aventura asta cu un casino. Adică în momentul în care vă apucați de criptomonede, fiți pregătiți să-i pierdeți. Adică e psihologia de casino. Am 10 lei, 100 de lei, 700 de lei în fiecare lună pe care vreau să-i arunc în zona asta. Câștigurile pot fi absolut fabuloase, dar e atât de volatil, sunt atât de multe necunoscute. Sunt peste 2000 de monede, unele depind de blockchain, altele n-au nicio legătură cu blockchain, sunt o formă de a-și finanța cei care lansează compania pe care o au și așa mai departe. Atât de multe necunoscute încât poți să devii milionar peste noapte și cerșetor a doua zi. Da, e bine să ai un portofoliu variat și să te lipești de cineva care se pricepe. După ce m-am fript, asta am făcut eu. Mi-am găsit un prieten care citește enorm, încearcă să fie tot timpul la curent și practic îi copiez mișcările. Ce face el, fac și eu. Deocamdată am pierdut pentru că a pierdut și el. Dar măcar nu e o bătaie de cap. Dar el se bazează pe foarte multă informație. Nu știu câți oameni au timp să citească atât sau să studieze. Dani, da, recomandarea mea, dacă nu te pricepi și nu ești în domeniul loterie, mai bine joci, ai mai mari șanse la loto decât să te arunci undeva în monedele astea. Și dacă ai foarte mult curaj, unii vorbesc despre valoarea Bitcoinului, care astăzi este la 10.000 de dolari. Vorbesc despre un Bitcoin 10 ani de aici înainte, în 2030, undeva în jurul valorii de 400.000. Unii vorbesc despre 80.000. Oricum, proiecțiile sunt foarte mari, încă multe necunoscute. Dacă ai curaj să riști, sigur, poți să câștigi de 40-50 de ori banii pe care îi plasezi acum în cripto. Dar atenție, îi puteți pierde așa, adică e de avut grijă. Mă întrebai de euro. Da. Ca norocul, fluctuațiile încă nu sunt mari și în România putem să spunem că ceea ce face Banca Națională e liniștitor. Sigur, sunt fluctuații, sunt influențate și de faptul că noi toți uneori tindem să cumpărăm euro și din punctul meu de vedere, la un moment dat, tot vom ajunge la euro, mai devreme sau mai târziu. Eu sper mai devreme pentru că va dispărea exact acest risc valutar. Totul e legat în România la euro, mai puțin la dolar, mai mult la euro și atunci cred că e bine să adoptăm cât mai repede moneda unică. Nu cred că e o greșeală ca cineva
ținând cont și de aceste mici fluctuații din când în când să cumpere euro. Doar cu 150 de euro cumpărați în fiecare lună, gândește-te că dacă avem disciplina asta și cei care fumează, nu știu, renunță la fumat, lucru pe care l-aș recomanda, banii pe care investesc în țigări înseamnă poate 2000 de euro pe an, care puși deoparte din nou înseamnă ceva. Oricâtă inflație am avea pe piață, moneda noastră, leul, se va devaloriza mai mult, va pierde mai mult din puterea de cumpărare decât euro. Așa că, ținând cont de aceste mici fluctuații, tot nu greșim cumpărând euro. Adică dacă ne bazăm pe valută forte, dolar sau euro, nu putem greși. Că astea sunt niște piețe care nu vor cădea niciodată. Sau dacă cad aceste piețe, nici nu mai contează dacă avem lei sau euro în bancă. Mai avem 40 de secunde. Pui 10% din venitul tău deoparte. E un mit să facem treaba asta? E o realitate în viața unora dintre noi? Eu încerc să o fac. Pentru mulți e foarte greu, dar suma asta ar putea să reprezinte peste 20-30 de ani, dacă o facem, o pensie suculentă, poate chiar de 1000 de euro pe lună. 700-750 de lei puși deoparte în fiecare lună, în 30 de ani înseamnă o pensie privată de 1000 de euro. Deci iată, sume mici pe care, dacă ne concentrăm un pic și suntem disciplinați, ni le permitem cu toții, pot să ne asigure un confort financiar și, uite, o protecție așa ca ascutul termic al navetei spațiale la bătrânețe. Și un lucru la care trebuie să ne gândim. Când nu o să mai produce. Mulțumesc! Cura. Ne mai vedem, Adrian, mulțumim pentru specificații. Ne vedem după